Bun. Bun. Suntem la stupul 1. Am găsit un chirmaci pentru că era prea dificil, probabil o să-mi iau un ceva. Un suport. Ziceam că la acest stup l-am desfăcut luni, a ridicat un pic capacul și am văzut foarte mult albină și ceva care semăna cu ca o botcă, așa că mi-a fost un pic frică. Hai vino mai aproape, că ești costumat în acest. Bun. Prima ram are aici sus strântori, botci nu apar, are puțin puiet, pe partea asta puiet și trântori, nu văd boci, ceea ce e un semn bun, încă nu ne ducem în copac. Așa, bun, bun, bun. Uite aici în colț, e ceva care seamănă cu o botcă, e un potiraș. Dar nu are o potirașul respectiv, deci au făcut ceva betele. Au un gând suspect, dar încă nu e un gând periculos. Trecem mai departe. Așa am zis, avem mare grijă la cum lăsăm ramele în jos. Dăm un pic de fum, să nu scăpăm de sub control. Acum cel puțin o ramă, două, o ramă, mai degrabă două rame, cred că, sunt la cules, ceea ce înseamnă că și asta nu este toată populația. Bun, hai să vedem. Am ajuns la rama care am pus-o pe 3 aprilie. Ba nu, este rama care am pus-o săptămâna trecută. Sau de fapt acum 10 zile. Au luat deja o ouă. A făcut-o centru. Vezi ale albe? Larvele? Mhm. Vezi? Și astea care au căpăceală așa sunt... La ale albe le dă mâncare, la astea așa care nu le dă. Au pus căpăceală și sus. Au ce în partea asta. Și restul e ouă, adică că sunt larve mici. Și restul ouă. E pe aici mată. Nu o văd. Bun. Deci bun, 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 bun. Ce mai departe? Un lucru bun e că n-am văzut până acum buci. Buci. Ce mai departe? Și văd asta exact cât m-am pus jos în loc. Albi. Este cald. Nu ne supăram, nu face nimic. Asta e prima ramă pusă. Nu știu, pe 3 nu mai țin minte când am pus. Bun. Prima ramă pusă. Și asta este căpocită, căpocită toată. Bun. Arată bine. Așa. Și aici. Aici e căpăcită pe margini, în centru pare oată, dar niște larvi, nu știu. Uite, ăsta e bondar, îl vezi bondarul? Da. E ăsta mai mare, stai că nu poți să-ți iei. Ah, da, gata, l-am văzut. Uh-huh. Ăla e bondaraș. Are voie să umble acolo? Urmă că are voie, nu e și casa lui? Da, nu văd ceva suspect, care se asemene cu niște borci buni. Momentan bine. Acum urmează partea mai nasoală. Sunt am mare grijă când pun asta înapoi, pentru că dacă omorâm o albinuță, iese jihad. Aia e un de bine. Care băiatul ăsta? Nu, 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 nu
tot așa, ramă oată toată cu larve mari și mici. Bun, 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 bun. Mai ești mai mare, nu să fie copăcite, dar arată bine și asta. Populație decent. Asta deja a început să căpăcească. Populație bună aici. Deja, bun. Așa. Ok. Aici arată bine. Asta nu poate să pare să fie aici. Bun. Dați-vă fetă. Hai că nu vreau să pun. Foarte ușoare ramele astea de plastic. Și se umblă ușor cu ele. Gata, gata. Asta dacă îl scap din mână, iese tot stupul pe aici. S-a mare grijă. Așa. Bun. Hai să vedem mai departe. Este o ramă veche. Nu știu mai este aici. Greu de prins de prima temporată. Mamă, ce are asta. Dar bubițele alea ce sunt? Aia strântori. Că strântori ai? O să fie trântori, sunt buni trântori. Călzesc puietul, ventilează. Îmblânzesc matca. Așa. Deci sunt atent să nu fie un potiraj de la. Da, nu văd pe aici. Boci. Uite cum are aici, vezi potirajul ăsta, dar nu e ouat. Eu le las că probabil o să fac un roi, că e... Când le ouă, când simte el că e în dezvoltare maximă, o să le ouă. Și atunci o să iau o ramă de asta și mai facem un roi. Arată bine, plină de puiet și asta. Aici, datorită experienței, bine, a fost și vremea nefavorabilă, dar dacă eram un pic mai agresiv în dezvoltare, puteam să am o ramă în plus de puiet. Dar că și cu parcă puteam să am o ramă în plus de puiet, că stupul ăsta chiar și matca asta chiar a produs. Gata. Asta e stupul agresiv, stai să-l vezi pe ăla, când umblăm la celălalt. În ăla n-ai treabă. Nu sunt probleme de astea. Asta am pus-o luni. Am pus-o luni, că mi s-a părut mie că făcea un potiraj sau nu știu ce, când am văzut rama de la margine și am pus direct o ramă în centru. N-am filmat că a durat foarte puțin. M-am mișcat repede. Oho! Deja e construită toată. Deja e construită, mai are jos. E și o oată, oho! Să mă uite dacă e regina pe aici, mai regina trebuie să fie pe aici, nu? Nu văd. Deci pe partea asta. Uite regina. Aia galbă. Nu e. Regina e mare. Are fundul mare. Nu e asta? Nu, ăla e bundar. Ăla e un bundar. Bundar, dar nu putem să o lăsăm mult pe afară. Da, deci ok, la asta se lucrează. Arată bine. Deci după câteva zile chiar arată bine. Având în vedere că a fost răcoare. Bă, dar voi când dați semn aici de scandal, nu veniți toate, nu? Da, bună aia. Rama aia. Dacă aveam rame crescute, aveam dezvoltarea mult mai explozivă. Dar faptul că cresc foițe mă întârzie un pic, dar nu pot zic că sunt foarte nemulțumit. Mi se pare că m-am descurcat mulțumitor pentru primul an. Vedea la an. Pentru mine este o chestie. Vezi?
Stai că vă dau eu cum, fetelor. Eu nu vă bag în fibrilații. Așa. N-am ce să-i fac gust. Oricât aș încerca să nu-i dau cum mult, nu mă lasă, își bagă el, n-a să trece în tribule mele. Dar la foiță o să iasă albinele mai mari. Bine, și așa arată binișor. Dar dacă cu cât ai foi mai noi, cu atât albinele ies mai mari. Mama, ce are asta? E full și el. O tira și pe aici. O pot tira și jos. Aici te cumpăr pe aici. A? Cum e? Uite, e full. Da, are albină bine. Ăsta chiar e. Și pe partea asta, asta e ramă mai veche. Numai că trebuie să fiu atent să nu fie frobos, că e șmecherie. De acum trebuie să fiu cu ochii în 4 la 10 zile, câteva zile, pentru că eu nu știu ce urmăresc albinăluțele astea. Da, deci ok. Nu știu ce urmăresc primul an și nu știu dacă au tendințe de roire, ce tendințe. Din acest motiv o să le deschid mai mult decât aș vrea, adică la o săptămână va trebui să le umblu pe aici non-stop. Până o să trag și eu niște concluzii. Stai bună, mă, capacul. Gata, e bun. O să le cam stresez cu umblatul ăsta non-stop, dar ce să le faci? Asta e. Ce-am făcut cu aia? Niște fum. Ce-am făcut, dacă sincer. Ai prins. E prins. Ce e cu ramele astea vechi? Hai pe tot. Până o să punem rame noi, nu o să mai fie astfel de probleme. Să umblu și încet. Acum se vede, pentru că nu am mai scăpat ramele sau ceva, a făcut atât de multă vibrație, să spun. Mamă, ce are asta, fraților. Deci prin și ăla și lateral. Da, de ce fur și asta? Potirașe. Nu pare. Aici e cuzina din centru. Probabil o să vină. Hai că la ala, la altul nu mai e un pic, a început vântul. Ba da, unde, că e cald. E un potiraș aici. Pentru că e oat. Nu văd. Ea își pregătește niște potirașe pe aici, suspecte. Din potirașele alea vine regina și ouă. După aia albinele le hrănesc. Vezi că o omor pe aia. Gata, nu mai omor încă. Bine, vin albinele le hrănesc. După aia gata. După aia gata, pădure. Uitați-vă, nu mai intră asta. Uite un pic mai în spate. Vezi că s-a agitate. Nu cred că s-a agitate, nu. Știu că s-a agitate. Așa e stupul ăsta, din păcate. Asta o să-mi fac o mânușă cu fum. Un fum mânușă.
Oricum, s-a lucrat bine și... Hai mă, dați-vă mai așa. Și cu rama aia ce faci? Rama oricum nu are mai nimic. Da, cum s-a văzut, mâncare nu e în stup. Uite mai, ai murit. Mâncare nu e în stup. Nu mai e așa multă. Bine că l-am hrănit sau... Era genocid aici. Așa, dați-vă, dați-vă. Așa. Și așa, bun. Aici am. Așa. Cu astea... Asta alunecă mult mai ușor, e mult mai ok. Ăla de plastic? Da. Adică se strâng mult mai ușor din afix. E mult albine. Albine. Stătem-o de acolo. M-ar mânca de vii. M-ar mânca de vii stupul ăsta. Topișorul ăsta mi-ar da de m-ar juli. Așa, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa. Da-te. 7. Acum mai punem și 8. Așa, nu punem la fărță. Nu fiți scuturor răuțe. Faceți numai prostii, numai prostii faceți. Punem 8. Ale, mi-ai pus una nouă? Da. Păi și aia veche care o ai pe margine? O să scot pe tot. Păi și albinele? O să le scutur aici. Așa. Deci punem, am pus una acolo, la margine, care urmează să fie făcute. Și aș mai pune una aici, nu știu dacă intră, vedem o să. Din cauza că sunt ramele astea vechi, astea nu vin fix, știi? Mm-hmm. La astea negre intră fix. La asta, a 10-a ramă, trebuie să o bași cu drujba. Hai, lăsăm așa un moment. Gata, poți să pui pauză. Poți să pui stop. Da.